Lăudat să fie Iisus, sunt Tudor Grăboan, bun regăsit la buletinul de știri Maria TV din această săptămână. Sâmbătă, 1 iulie 2023, Papa Francisc l-a numit în funcția de prefect al Departamentului pentru Doctrina Credinței pe arhiepiscopul argentinian Victor Manuel Fernandez. Noul prefect îi urmează în funcție cardinalului spaniol iezuit Luis Francisco Ladaria Ferrer, care și-a încheiat mandatul la conducerea aceluiași departament. În primul său interviu de când a fost numit noul prefect al Dicasterului pentru Doctrina Credinței, arhiepiscopul Victor Manuel Fernandez a vorbit despre gestionarea abuzurilor clericale, calea sinodală din Germania, binecuvântările între persoane de același sex și despre modul în care intenționează să abordeze noul său rol. Întrebat cum intenționează să gestioneze calea sinodală germană, Fernandez a spus că acum este momentul să se pună la curent cu această chestiune. Deocamdată trebuie să vă spun că nu cred că nu există ceva bun în această mișcare germană, a spus el. Vaticanul va oferi din nou o indulgență plenară pentru a marca cea de-a treia zi mondială a bunicilor și a persoanelor vârstnice la 23 iulie. Indulgența poate fi primită de bunici, bătrâni și de toți catolicii care, motivați de adevăratul spirit de penitență și caritate, participă la slujba din 23 iulie a Papei Francisc, din Bazilica Sfântul Petru sau la o altă celebrare a Zilei Bunicilor. Aleasă de Papa Francisc, tema Zilei Bunicilor 2023 provine dintr-un verset din Evanghelia după Luca. Îndurarea lui este din veac în veac. Cea de-a treia zi mondială a bunicilor și a persoanelor vârstnice va fi marcată anul acesta pe 23 iulie, duminica dinaintea sărbătorii Sfinților Ioachim și Ana, bunicii lui Iisus. Joi 29 iunie 2023, în Catedrala Sfântul Iosif din București, patru preoții rotoniți în 1998 au sărbătorit jubileul de argint al slujirii lor. Ceremonia a fost prezidată de înalt preasfințitul Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București, iar monseniorul Germano Penemonte, nunțiu apostolic în Pakistan, însărcinat cu afacerile ad interim la nunțiatura din București, s-a alăturat lor în rugăciunea de mulțumire. În cadrul protopopiatului Reghin, în parohia Apalina, a avut loc ramul bisericii în sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Preasfințitul Cristian, episcop auxiliar, a sărbătorit ramul bisericii din cartierul Apalina alături de credincioșii din zonă. Vizita pastorală a avut o semnificație specială, marcând aniversarea 20 de ani de la sfințirea bisericii parohiale greco-catolice. În aceeași zi de sărbătoare, preasfințitul Cristian a efectuat o vizită în parohia Telea, care aparține de protopopiatul Reghin. Aici, el a binecuvântat piatra de temelie a unei biserici noi, care va include și un spațiu memorial dedicat cardinalului Alexandru Todea. În cuvântul său de învățătură, preasfințitul Cristian a evocat întâlnirea emoționată dintre cardinalul Todea și Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, care a avut loc în timpul vizitei papei în România. Această întâlnire a fost un moment simbolic prin care Biserica Universală a adus un omagiu curajului și perseverenței în credință ale cardinalului Alexandru Todea, alături de numeroși preoți și credincioși greco-catolici. Un nou manual de etică pentru industria tehnologică și pentru marile întreprinderi a fost lansat în colaborare cu Organismul de Cultură și Educație al Vaticanului și recomandă să nu construim viitorul prost. Manualul de 140 de pagini, Etica în epoca tehnologiilor disruptive, o foaie de parcurs operațională, afirmă că tehnologii precum inteligența artificială și supravegherea digitală au consecințe pentru întreaga societate umană. Acest lucru înseamnă că industria tehnologică și marile afaceri nu pot ignora preocupările umane și raționamentul moral cu privire la munca, produsele și serviciile lor. Manualul este publicat de Institutul pentru Tehnologie, Etică și Cultură de la Universitatea Santa Clara din California, o instituție iezuită. Acesta a fost buletinul de știri Maria TV pentru această săptămână. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Rămâneți în continuare cu programele Maria TV, iar dacă aveți imagini din viața bisericii care pot constitui o știre, le puteți trimite pe pagina de Facebook Maria TV sau la contact@mariatv.ro. Lăudați fie Iisus și Maria!